pentru nativii leu. Soarele, guvernatorul lor în casa a noua, alături de Mercur. Da, este un semn, bineînțeles, de reflecție. Reflecție filozofică, reflecție științifică, după domeniul de activitate. Interes și la ei pentru străinătate. Foarte bine poate să fie momentul unei călătorii. La fel de important însă, putem să menționăm prezența multor planete, Venus, Marte, Saturn, în semnul peștilor, pentru ei, pentru nativii leu, în casa a opta. Cu siguranță au niște probleme financiare de rezolvat, fie de recuperat niște sume, de primit partea care li se vine dintr-o asociere sau de pe urma unei afaceri, poate că se gândesc la o împărțire, ieșire din indiviziune, foarte posibil, da, să se gândească la un credit prin care să își susțină un proiect, o activitate. Perioadă bună, foarte bună pentru cei care deja sunt în poziție de șefi sau pentru cei care sunt cunoscuți, au un nume, au notorietate, faimă. Continuă acest aspect, vor ști să-l condimenteze și vor avea de câștigat și material din acest punct de vedere. Pe de altă parte, foarte posibil să simtă ei așa că se apropie un moment destul de important în carieră, un moment destul de favorabil. Cine știe, sunt la nivel de zvonuri, deocamdată, perspective, vor ști că se apropie momentul în care pot face o schimbare în carieră, care, bineînțeles, va fi însoțită și de un plus în plan financiar.